Se dă startul înscrierilor pentru Târgul de Paște 2024, care se va desfășura în perioada 31 martie-6 mai, în zona centrală a orașului și în piața Traian. Bucuria Târgului de Paște este la fel de mare și pentru comercianți producători și pentru vizitatorii mari și mici. Târgul de Paște vine cu oferte diverse, atât de produse nealimentare cât și alimentare sau activități recreative. Vă puteți delecta și anul acesta cu pască, cozonac, chiurtoși plăcinte, langoși clătite sau dulcețuri de casă. Pentru traista epurașului veți putea alege produse handmade, obiecte de artă, meșteșugărească, ouă încondeiate, icoane pe sticlă și lemn sau produse artizanale unicat. Așadar, dacă vă doriți, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara vă invită să vă depuneți dosarele de înscriere în perioada 15-22 februarie. Înscrierile se fac între orele 10-12. formularul tip de înscriere și regulamentul târgului se pot descărca de pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.